Bună dimineața, dragilor! Să fim și noi albi ca zăpada. Curățenia din exterior reflectă curățenia pe care noi o avem în interiorul nostru. Dar oare cât de mult ne dăm noi seama de acest lucru? Cât de mult conștientizăm asta? Și spun acest lucru pentru că zi de zi, pe unde merg, ce fac, observ în jurul meu cât de multă curățenie este în sufletul celorlalți prin curățenia care reflectă în exteriorul lor. Și de multe ori mă întreb și îmi zic că sunt foarte mulți oameni cum că lucrează foarte mult cu ei, dar nu se vede absolut nimic, sau ca să nu exagerez, chiar nimic. Nu prea se vede în jurul lor, nu se reflectă acest lucru. Și pe unde merg, observ în ultima perioadă dacă sunt primită cu brațele deschise sau nu, cu brațele deschise curate sau murdare, cu brațele închise curate sau murdare. Și acest lucru se reflectă prin orice este în jurul nostru. Fiecare are o casă în care locuiește, fizic. Da? Cât de curat, dacă ți-aș pune acum întrebarea aceasta, da? Și du-te oriunde ești tu acum, la munca ta, la jobul tău, pe stradă sau oriunde, du-te un pic cu gândul acasă la tine, acasă ta fizică, apartamentul tău, casa ta, locuința ta, unde locuiești tu. Cât de curat este la tine în casă, acum? Pe o scală de la 1 la 10 sau de la 1 la 100, cât de curat este la tine în casă? Și fii sincer sau sinceră cu tine și vezi ce poți să îmbunătățești. Ai putea să menții oare starea de curățenie acasă la tine? Și nu mă refer doar acasă, pentru cei poate sunt unii care zic că da, eu nu am casă, că stau în chirie sau mai știu. Ok, acolo unde stai, în chirie. Da? Sau în spațiu în care locuiești. Cu cine locuiești? Și să nu dăm voie, să nu dăm vina pe cei cu care locuim, că cei care locuiesc cu noi nu fac curat în urma lor. Nu contează. Da? Și noi suntem acolo și avem neapărat datoria, responsabilitatea, mai mult aș spune, să reușim să aducem și să explicăm celor cu care suntem înconjurați cât de necesar este să fie curat în casa din exteriorul nostru. Fie că e casă, da? Și spun acest lucru, fie că e casa în care locuim fizic, fie că este mașina, da? Sunt foarte mulți dintre voi care călătoriți mult cu mașina sau cu trenul sau cu autobuzul sau mai știu eu ce, da? Cât de curat este acolo? Da? Ca să o luăm să vorbim pe ceva concret, fizic, exterior. Cât de curat este în mașina ta? Cât de curat este la spațiul tău de muncă sau în perimetrul tău, la biroul tău? Cât de curat este? Acest nivel de curățenie pe care tu îl ai la tine la birou, în mașina ta, în camera ta în care locuiești, în casa ta în care locuiești, asemenea curățenie este și în sufletul tău. Dacă acasă este curat, dar la birou este mizerie, cam așa este și în sufletul tău. O parte din sufletul tău încă cere să facă curățenie. Și eu spun asta și fac asta de foarte mult timp și am conștientizat și conștientizez și fac în așa fel și mă rog la Doamne, Doamne să-mi spună și să mă ajute și să mă susțină mereu atunci când este mizerie, da? Inclusiv în casa exterioară în care stau, unde locuiesc, să mă ajute să-mi dea putere să fac curat și să mențin curățenia. Păi am mâncat. Păi și-am pus și mi-am spălat vasele, am făcut curat în urma mea. Păi sunt niște haine de spălat. Păi le-am pus și le-am spălat. Nu stau până se adună un morman mare de haine. Mențin curățenia în exterior pentru ca să mențin curățenia și în interior.
Asta, cu siguranță, la nivel exterior, majoritatea știți ce aveți de făcut, nu vă spun eu. Ceea ce doresc eu să subliniez este, de fapt, curățenie la nivel interior, da? Și am mai spus-o și o să repet. Curățenie la nivel exterior se face, în primul rând, prin rugăciune. Prin foarte multă rugăciune spusă din inimă, din suflet și nu la nivel mental. Da, la nivel mental este primul pas, dar nu e suficient. Da, e necesar ca să spunem cu totul, să fim acolo în rugăciune cu totul, să-L chemăm pe Dumnezeu în viața noastră, să fie în noi și să se reflecte prin noi la cei din jurul nostru. Ceilalți să se bucure de prezența ta atunci când te văd sau când simt că stai pe lângă ei, să se bucure de prezența ta și să nu știe de ce se bucură. Hai să stăm de vorbă mai mult cu Divinul din noi, să ne dăm voie să-L iubim și să stăm de vorbă cu noi, cu Divinul din interiorul nostru. Asta ce putem face la nivel interior. Efectiv, la nivel exterior putem să și facem alte lucruri. Spre exemplu, putem să aprindem o lumânare sau o candelă și să ne rugăm cu intenție să ne lumineze, Doamne, Doamne, mințile, sufletelele și trupurile pentru ca să putem să ne realizăm misiunea pe care o avem de realizat în această viață. Să putem să sprijinim acei oameni cu care ne intersectăm. Să putem să iubim toți acei oameni care vin către noi, indiferent de ce meserie au, indiferent de faptul că îl întâlnesc pe stradă sau oriunde în altă parte. Și pot să aprind o lumânare pentru mine și pot să aprind o lumânare și pentru ceilalți, pentru oricine. Pot să mă duc să plătesc o rugăciune pentru cineva, să pun un pomelnic, un acatist. Pot să mă dau cu mir, da? Oriunde simt eu nevoia. Și în special pe toate chakrele vă recomand. Și mai ales în punctele și meridianele energetice. Da? Pot să mă dau cu ulei esențial, pot să curăț casa cu tămâie. Da? Și vă recomand să curățați casa zilnic cu tămâie. Da? Sunt foarte, foarte multe metode prin care putem noi să ne curățăm. Dar important e să ne dăm voie să facem asta. Și să conștientizăm că tot ceea ce ne înconjoară, de fapt, este ceea ce e în interiorul nostru și reflectă. Și atunci când conștientizăm asta, de fapt, lucrurile vor căpăta alt sens. Și vom face în așa fel încât să facem curățenie acolo unde locuim și unde stăm. Eu, de obicei, atunci când merg undeva și încep să-mi desfac bagajele, nu pot să mă culc sau să fac ceva până când nu știu că totul este pus la locul lui. De ce? Pentru că așa mi-am creat un obicei. Pentru că știu că ceea ce mă înconjoară este, de fapt, e în interiorul meu. Dacă în exterior este un haos, atunci și în interiorul meu este un haos. Dacă în exteriorul meu este gălăgie, și în interiorul meu este gălăgie. Dacă în exterior este mizerie, și în interior este tot mizerie. Și atunci, hai să ne dăm voie să facem curățenie în sufletelele noastre minunate și să ne bucurăm pentru că am mai primit încă o zi în viața noastră și că Divinul ne ajută clipă de clipă, secundă de secundă, minut de minut să facem curățenie în sufletelele noastre și în casele noastre, atât cele interioare cât și în cele exterioare. Și așa cum ziceam, legat de faptul că suntem primiți cu brațele deschise sau cu brațele închise, asta reflectă lucrurile la nivel atât fizic cât și la nivel energetic. Eu am început să conștientizez și să simt și să percep atunci când sunt deschisă, când sunt primită undeva cu brațele deschise sau nu, murdare sau curate. Și vă sugerez și vă recomand să fiți și voi atenți de acum, pe acolo pe unde mergeți. Să locuiți, să stați, să, nu știu, să mergeți undeva într-o casă sau, nu știu, poate la o instituție de stat sau poate
Da? Pentru că mulți critică aceste instituții. Ei, dragilor, eu când mă duc la într-o instituție de stat, de ce? Pentru că mă duc cu sufletul și cu inima deschisă, sunt primită cu sufletul și cu inima deschisă. Și chiar dacă poate câteodată mă iau la tură, eu stau și continui să iubesc pe cei de acolo. Și în momentul în care stau și iubesc, într-o fracțiune de secundă, parcă acel om se schimbă în preajma mea. De ce? Pentru că la nivel de câmp energetic, acea persoană a simțit, chiar dacă nu înțelege ce se întâmplă, sufletelul ei știe, sau al lui, știe ce se întâmplă. Și atunci, haideți să ne dăm voie să lucrăm prin ceea ce avem la nivel exterior, fizic vorbind, ca să putem să atragem și ceea ce este la nivel interior. Să ne dăm voie să facem și mai multă curățenie în sufletelele noastre, pentru ca să se vadă curățenia și în exteriorul nostru. O zi minunată vă doresc, îmbrățișări călduroase, chiar dacă afară este un ger, dar să lăsăm ca acest ger să-l transformăm în multă lumină și iubire și căldură sufletească. O zi binecuvântată să aveți!